Parcul CFR din Teiuș, inaugurat în luna mai a acestui an, s-a îmbogățit recent cu două bijuterii ale căilor ferate române. Este vorba despre două uriașe locomotive fabricate la uzinele Reșița în anii 60. Vineri 30 august au sosit în gara Teiuș doi coloși ai căilor ferate române care vor întregi parcul feroviar al orașului, înființat la inițiativa primarului Mirel Hălălai. Este vorba de două locomotive construite între anii 1946-1960 la combinatul metalurgic Reșița și uzinele Malaxa. Locomotivele sunt acum clasate la categoria tezaur în Patrimoniul Cultural Național Român. Faptul că aceste locomotive au ajuns la Teiuș, oraș cu o bogată tradiție feroviară, se datorează primarului Mirel Hălălai, inginerului Radu Belu, altor oameni legați de o viață de căile ferate române. Cuprins în programul zilelor orașului Teiuș, evenimentul a debutat cu o slujbă religioasă, prilej pentru preoți de a binecuvânta cele două locomotive. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Locomotivele acestea cu harul preasfântului Duh prin stropirea creștini asupra celui potrivnic dăruiește și crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Cea mai mare din locomotive, un gigant cu aburi, greu de 87 de tone și aproape 23 de metri lungime, reprezintă cel mai modern tip utilizat de CFR pentru remorcarea trenurilor grele de marfă. Fabricată în anul 1960, locomotiva a parcurs peste 660.000 de kilometri, fiind utilizată în depourile Caransebeș, Lugoș și Timișoara. Din totalul de 282 de locomotive de acest tip, au mai rămas doar 8. Iar locomotiva cu numărul 150.279 va rămâne definitiv în parcul feroviar Teiuș, alături de sora sa mai mică, dar și de o drezină și un motor unicat în Europa, fabricat la uzinele Malaxa, ambele deja componente ale parcului feroviar inaugurat în luna mai a acestui an. Cu sprijinul oamenilor care au înțeles cu adevărat că numai prin eforturi susținute mai putem conserva ceva, mai putem recupera ceva din acest... Nici nu știu cum să-l calific, uragan al distrugerii, care se pare că a cuprins această țară și nu a ocolit sub nicio formă, nici calea ferată, să salvăm ce-a mai rămas. Ce-a mai rămas, le vedeți în fața dumneavoastră. Sunt două bătrâne doamne ale transportului feroviar. Sunt două locomotive cu abur care, grație unui om îndrăgostit de calea ferată, unui altruist fără pereche, și aici aș vrea să spun acel nume pentru că nu mi-e teamă să rostesc cu voce tare. Se numește Radu Belu, inginerul Radu Belu, care mi-a fost un real sprijin în a aduce aceste locomotive și a le expune în folosul nostru și al generațiilor viitoare. Regret că nu l-am aici lângă mine, dar probleme de serviciu legate de altfel cam de ceea ce facem noi acum l-au chemat spre alte destinații și nu spre țara noastră. Cu efortul conjugat al unor oameni de bine, cu efortul conjugat al unor oameni care au înțeles că trebuie în acest ultim moment să facem ceva, pentru ca să nu lăsăm această tradiție feroviară a orașului nostru să se stingă, am reușit împreună să le aducem aici în fața dumneavoastră aceste bijuterii ale tehnicii românești, fabricate la uzinele care pe vremuri, din păcate spun pe vremuri, au produs mașini și au arătat lumii că noi suntem o generație de constructori, de meșteri și nu suntem o generație de oameni care merg cu mâna întinsă nimănui și nicăieri în lumea aceasta. În România s-au produs locomotive, s-au produs mașini, iar ceea ce vedeți dumneavoastră aici în față este un exemplu clar despre faptul că am putut să facem așa ceva. Că nu mai putem, asta ține de altceva și poate generațiile viitoare care le vedem aici în fața noastră ne vor judeca pe noi pentru faptul că nu putem la momentul de față să ne rupem odată de acest uragan al distrugerii și să începem să construim încet, încet această țară.
Primarul Mirel Hălălai, inginerul Radu Belu, tehnicianul Florin Lupescu, alături de Consiliul Local Teiuș și oameni care au fost și sunt mereu alături de tot ce înseamnă tradiția feroviară locală, precum Ioan Marcu, Ioan Boca, Alexandru Trif, Marcelo Țoi, Ovidiu Lazăr, Dumitru Daniel Bara și Radu Ilarie au realizat acest deziderat, lor li se adaugă meșterii Tică Sâncelean, Ianoș Borbeli și Ciprian Tecșa, care au folosit peste 500 de kilograme de vopsea pentru a da o față nouă celor două locomotive. Drept recunoștință, primarul Mirel Hălălai le-a înmânat diplome de merit, precizând că împreună vor încerca să păstreze viu în gara CFR Teiuș clasul roților de tren. De la început vreau să vă spun, nu sunt amator nici de festivism, nici de parte de ea, dar trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Un astfel de eveniment, haideți să-l marcăm așa cum se cuvine, lăsând la o parte orice fel de festivism sau orice fel de politician. Nu sunt politician, eu sunt Mirel Hălălai, omul pe care dumneavoastră îl cunoașteți, l-ați cunoscut și îl cunoașteți și sper să-l cunoașteți la fel de bine și în continuare. Glasul roților de tren încă continuă să sune în acest oraș. Și cât timp eu voi fi primar aici în acest oraș, mă voi zbate pe puterile mele și pe posibilitățile pe care le am ca acest glas al roților de tren să nu se stingă. Iar tradiția feroviară a acestui oraș, la care țin foarte mult, care mi-e lângă suflet, așa cum vă este și dumneavoastră, vreau din tot sufletul să nu se stingă. Uriașa locomotivă cu aburi va staționa pe o linie amenajată special în zona peronului, iar cealaltă locomotivă, care circula pe vremuri cu o viteză maximă de 100 de km pe oră, va fi amplasată în parcul feroviar din fața gării Teiuș.